Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Suntem bombardați în continuu de știri. Dar cine sunt cei care fac știrile prin faptele și acțiunile lor? Cum sunt alcătuiți? De unde vine energia din spatele faptelor lor? Sunt Delia Budurcă și vă invit să descifrăm împreună arhitectura învingătorilor, la portret. Îl avem astăzi invitat pe domnul profesor Burnei, renumit chirurg pediatru. Mulțumesc pentru invitație. Bine ați venit. Și sper că acum să vă răspund tuturor întrebărilor dumneavoastră, deși din istoricul cunoștințelor noastre știu că puneți niște întrebări foarte grele și sper să răspund adecvat. Ați reușit să faceți, domnul profesor, două premiere medicale mondiale. Premiere 50 la număr. Când spunem acest număr, ni se pare ciudat. Dacă să continui cu statistica, vorbim de mii de intervenții chirurgicale, 15.000. Asta a fost cândva, acum sunt 20.000, peste 20.000 de intervenții operatorii. Aici sunt cuprinse toate intervențiile operatorii, intervenții care pot fi catalogate în funcție de amploarea lor, ca mici, medii și mari, și intervenții pe care le-am făcut de la începutul activității mele, adică imediat cum am terminat facultatea. Le-am făcut și la spitalul din Mangalia și în perioada cât eram rezident la spitalul Grigore Alexandrescu și ulterior cele mai multe la spitalul Marie Skłodowska-Curie. Referitor la statistici ceva din datele pe care le-ați menționat acolo, aș vrea să fac remarca că acum în ultima perioadă, revăzând datele pe care le avem, au fost 7 premiere mondiale, 54 de premiere naționale și multe alte intervenții laborioase, intervenții care necesită luarea unor decizii de importanță uneori vitală, alteori de mare importanță pentru a asigura confortul copiilor, pentru că la copii intervenția operatorie făcută acum la o anumită vârstă trebuie să dăinuiască în timp și peste 20, 50 sau 60 de ani. Domnul profesor Burnei, când vorbim despre dumneavoastră, vorbim despre premiere. Există o obsesie a dumneavoastră pentru o anumită premieră sau pentru a realiza premiere? Sau de ce există o obsesie pentru perfecțiune, pentru excelență, pentru ceva care n-a mai făcut nimeni? De unde această statistică neobișnuită pentru un medic din România? Așa cum am bănuit, știam că puneți aceste întrebări, ferească Dumnezeu, nu am obsesie pentru așa ceva, ci am avut obsesia de a rezolva cazurile dificile, cazurile care stau în spatele meu. În spatele meu stau 10 de intervenții la ora actuală care nu au mai fost făcute în altă parte din mai multe considerente. Toate intervențiile pe care le fac, le fac nu ca așa vreau eu, nu că pacienții vin la spital și eu îi iau de acolo, ci pentru că ei vor. Ei au anumite afecțiuni care nu-și găsesc rezolvarea și eu sunt cel care mă aplec asupra lor pentru a face aceste intervenții operatorii, pentru că mult mai simplu ar fi să spun pur și simplu că acest caz este inoperabil, cum fac alții, sau cum în mod normal se poate lua o atitudine de acest gen pentru a fi mai rezervat și, pe de altă parte, pentru a avea o stare de confort, pentru că la ora actuală, în România, de faci sau nu faci treaba, e același salariu. Nu există o modalitate prin care fiecare doctor să fie apreciat după calitatea și cantitatea muncii pe care o desfășoară, adică după acel DRG, pentru că fiecare medic, așa cum este acest DRG, și mai bun și mai rău, dar există o modalitate de a cuantifica calitatea și cantitatea desfășurată de un medic pentru ca
fiecare trebuie să fie motivat și plătit după activitatea pe care o desfășoară. Pentru că dacă vin unii la spital și vin ca să aibă de unde să plece după o anumită oră, ca să zică că și-a făcut programul, asta constituie una din motivele pentru care și sistemul medical se află în stadiul în care se află actualmente. Considerați că este acesta un punct nevralgic important pe care dumneavoastră, dacă ați avea puterea, noi avem o rubrică Ministerul tău, deci dacă dumneavoastră ați putea rezolva această problemă, ar fi una din primele pe care le-ați soluționa? Nu ar fi primele pe care le-ați soluționa, dar trebuie făcut ceva, pentru că nu este normal ca o parte din activitatea care se desfășoară să fie folosită de alții în interes personal. Adică, pur și simplu, poate să ia un salariu de la stat și după aceea să vină acolo și să facă minimum necesar. Pentru că, trebuie să spunem, realitatea, sunt medici, dar nu asta este principalul defect al sistemului sanitar. Vin la spital ca să aibă de unde să plece, pe de o parte, și sunt unii și mai rău așa că atunci când vin la spital nu fac absolut nimic, iar la sfârșitul anului, dacă s-ar face un calcul, nici măcar nu aduc la spital nici măcar banii pe care ar trebui să ia drept salariu. Dumneavoastră, în schimb, munciți la Spitalul Maria Sklodowska Curie din Greu, două operații pe zi. Îmi spuneați cândva că dacă ați face o programare pe 5 ani înainte, s-ar putea fi programate mâinile dumneavoastră. Da, așa este. Pacienții pe care avem pe anumite liste, dar care nu sunt liste sigure, pentru că nu avem cum să le facem sigure, având în vedere sistemul de organizare, pentru că lista de așteptare trebuie să fie o instituție în care trebuie să existe aparatură, în care trebuie să existe un anumit personal și pe care noi avem, noi încercăm să facem aceste liste cu personalul care îl avem. Pe mine mă sună și când sunt în tramvai și când sunt pe jos și când sunt la volan să-l programez. Păi nu se poate așa. Dar oamenii de multe ori, unii înțeleg, alții nu înțeleg, alții sunt așa nemulțumiți de faptul că ei vin la spital și că eu nu vreau să-i văd. Păi nu pot să-i văd, ei nu înțeleg aceste lucruri, pentru că și la alimentarea din corți când se duc, ei se duc și au acces la alimentare numai dacă se duc în programul acelei alimentare și îi mai întreb de fiecare dată ce profesiune au, pentru că este important să relatezi unui om în funcție de nivelul și de capacitatea lui de înțelegere. Că nu poți să-i spui unuia care are un anumit nivel să pierzi timpul cu el, să-i povestești ca să înțeleagă absolut tot și chiar faci un efort ca să-i spui anumite lucruri să poată să înțeleagă afecțiunea copilului. Asta pe de o parte. Iar pe de altă parte sunt cazuri în care ei pur și simplu sunt medici. Eu n-am de unde să știu absolut pe toți. Și atunci îi întreb și când îi spun altfel, în două sau trei fraze, reușești să-i spui esențialul și el sigur că înțelege absolut tot. Asta este foarte important. De fapt, atunci când dai o consultație medicală, trebuie să ai la dispoziție 20 de minute. Asta nu înțeleg oamenii și în aceste 20 de minute trebuie să iei o anamneză, trebuie să ai câteva minute să raționezi și după aceea să-i stabilești un diagnostic și să-i faci un program terapeutic. Eu încerc aceste 20 de minute să le reduc foarte, foarte mult pentru a cuprinde cât mai mult. Dar ei, o parte dintre ei, orică nu vor să înțeleagă, orică nu se fac că nu înțeleg și atunci, cu siguranță, ei devin agresivi prin diverse modalități. Prin fel și fel de reclamații, prin postări, pentru că știți că sunt foarte mult postați, pe site-uri, pe forumuri. Lucrați cu un domeniu extrem de sensibil, pentru că, practic, vă ocupați de copiii oamenilor și aici fiecare consideră că situația lui, cazul lui este cel mai important. Așa este. Și medicul este cel care trebuie să răspundă și să rezolve situația. Eu mi-am pus această problemă, dacă îmi permiteți. Mi-am pus această problemă și acum una din problemele cele mai importante pe care le am eu și încerc să îi fac față și încerc să găsesc o soluție este aceea ca să nu mai fie această aglomerație și în fiecare centru să fie cel puțin doi medici de specialitatea ortopedie, cu specialitatea ortopedie pediatrică, care să rezolve cazurile până la un anumit nivel,
ca să nu mai fie atâta aglomerație. Da, practic ați concentrat expertiza în acest centru și toată lumea vine la dumneavoastră. Acum încercăm să împrăștiem sigur acest nivel da. De cunoaștere în România. Și ce ar trebui făcut, domnul profesor? Care... Păi am și făcut și mulțumesc că am avut înțelegere la Ministerul Sănătății. Noi avem acum 20-25 de medici rezidenți care învață, sunt anul 1, 2 și 3, în care să acumuleze cât mai multe cunoștințe. Asta înseamnă pentru 3 sau 4 medici cât suntem noi acum acolo, un efort extraordinar de mare. Iar pentru mine, o povară pe care vă spun cu toată sinceritatea că o duc cu plăcere, dar și cu greutate în același timp, pentru că ei trebuie să plece foarte bine pregătiți, astfel încât în acele centre să condenseze toate afecțiunile importante și mai ales cele traumatice, ca astfel fiecare copil să se bucure de un tratament adecvat, indiferent că se află, să zicem, la Focșani, că se află la Satul Mare sau la Giurgiu. Asta este un drept pe care îl are fiecare copil de a beneficia de cele mai noi achiziții în domeniul tehnicii și, bineînțeles, de cea mai valoroasă resursă umană care poate să-i asigure o asistență medicală adecvată. Și noi suntem gata. Și am făcut acest efort pentru că să faci instrucție cu 25 de medici e foarte greu. Deci vor fi 25 de centre în România sau despre câte centre vorbim? Practic, centrele, de această rețea de ortopedie pediatrică. Centre regionale vor fi mai multe. Acolo unde s-a vrut să se facă și unde medicii nu au fost reținuți să primească și alți colegi și unde sunt gata să-i primească ca să fie 3, 4, 5, 6 medici ca să poată să aibă un regim de gardă în domeniul ăsta unde să poată să admită la internări cât mai mulți pacienți și de o anumită complexitate și ar trebui ca din acești 25 de medici câte 2 să meargă în fiecare județ. În fiecare județ, pentru că așa se reușește să mai estompeze acel eflux din centrele medicale și să se asigure uniformizarea a serviciilor medicale medii în domeniul ortopediei pediatrice. Este inadmisibil ca traumatologia, exceptând, să zic, coloana vertebrală, bazinul și cazurile mai grave să ajungă toate la București. Nu este normal și toate acestea pot fi, așa cum ați spus și dumneavoastră, extinse în zone din țară, astfel încât să se creeze posibilitatea ca centrele universitare să preia nivelul 8, 9 și 10 pe o scară de la 1 la 10 și să facă în același timp și cercetare și inovație, pentru că altfel e foarte greu. Este extrem de greu să vii dimineața la 7 și seara, să pleci seara la 7, la 8 și să fii nemulțumit că totuși n-ai rezolvat. Eu am plecat așa după un maraton de aproximativ 2 luni, am făcut multe intervenții operatorii, am mai trimis și acasă pentru că unii stau în spital, însă din motive de ordin tehnic, din motive care nu depind de noi, nu putem să avem dispozitivele necesare și în contextul lipsei dispozitivelor necesare, eu unul nu sunt de acord să fac intervenții operatorii care se făceau acum 10, 15, 20 de ani și să le fac la nivelul la care suntem, făcut. Sigur acum. Adică dacă noi suntem pregătiți din punct de vedere tehnic și manual să facem aceste intervenții operatorii, sigur că trebuie să avem și dispozitivele necesare, pentru că unele intervenții înseamnă 60-70% tehnică HIFI high-tech. Și dacă nu avem, atunci cu siguranță că și soluția este pe jumătate sau durata de recuperare este mult mai mare, ca să nu mai vorbim de cazurile unde pot apare și eșecuri. Da, vorbim aici de copiii noștri și totdeauna nimic nu e prea bun pentru ei. Așa este. Trebuie să facem efortul necesar la nivel de sistem sanitar. Până la urmă, de asta contribuim ca să ne facem copiii sănătoși. Așa și este. Și asta este în prim plan, acum în activitatea mea, pregătirea unor tineri, specialiști practic, în domeniu. Formarea rețelei
rețele de ortopedie pediatrică. Exact. Ca să putem să avem un nivel uniformizat în toată țara. Da, acum este practic o discrepanță între ceea ce se întâmplă în București, unde suntem la nivel de premiere mondiale, și ceea ce se poate realiza în țară. E un efort enorm, dar putem spune că e o problemă rezolvată sau cât de cât se va rezolva? Pe jumătate rezolvată și sperăm că în următorii ani să fie rezolvată, pentru că noi în fiecare an am solicitat câte 7-8, s-au donat 3 ori 7, 24, și o să mai acceptăm o serie de 6, asta o fi și o povară de 7, după aceea o să pregătim mai puțin, o să dispersăm pregătirea și în alte centre universitare din țară, și dorim ca eu mi-am făcut datoria și colaboratorii mei, deși e foarte greu, foarte mulți îmi spun, domnule profesor, am ajuns la limita capacității noastre fizice, și eu spun că trebuie să o ducem așa. Eu am dumneavoastră, activat. Când ați ajuns la limita capacității dumneavoastră fizice? De fiecare dată, în fiecare zi, pleci de acolo, o să zicem, cu aproape 80-90% din energia consumată, și mergi acasă și încerci ca în perioada care a rămas să te energizezi ca să poți a doua zi să fii la fel de energic ca în prima sau ca cea precedentă și să reiei de la capăt tot, pentru că în spate, și ei nu știu cât înțeleg sau nu înțeleg, în spate stau atâția pacienți încât în fiecare zi unii vin la ușă. Eu aștept să plec și ei vin. Îi înțeleg pe ei, dar ei nu înțeleg și le spun de foarte multe ori: aveți puțină răbdare, pentru că aici este zona sau este locul unde toate intervențiile trebuie să meargă ca un ceasornic, pentru că copilul trebuie să plece rezolvat, pentru că această știință este, această specialitate este știință, artă și predicție, ca să poată să reziste și în timp. Da. Și dacă facem așa operația, s-ar putea să avem mari și mari necazuri. O operație incorrect făcută atrage nu numai una, dar poate să atragă alte intervenții, două, trei sau nenumărate, aproape toată viața. Da. Cum a început aventura asta profesională a dumneavoastră? Pentru că, vedeți, spuneți, o luați pe acele căi nebătătorite. Acceptați să vă asumați un risc destul de, uneori chiar foarte mare, intrați pe un teritoriu necunoscut, unde nu există expertiză, unde puteți avea și eșecuri. De ce acest apetit pentru risc? Nu am acest apetit, ci pur și simplu pacienții mă împing în această direcție. Eu vreau să-i rezolv. Asta este motivul. Chiar acum, când am plecat spre dumneavoastră, a venit un caz cu o scolioză în U. Eu am inventat acest termen pentru că nu aveam altă soluție. Sunt scoliozele acelea patelar, care sunt așa cu două segmente paralele, și în acest context deja pe moment eram furios cum s-a putut ajunge în această situație. Sunt unii medici care pur și simplu au intrat în reflex chestiunea că fetițele trebuie să aștepte până când devine menstruația ca să poată să opereze, și la momentul în care a sosit operația are 180 de grade, peste 120 de grade, și nu se mai poate face nimic. De unde atâta inconștiență, n-am putut și nu pot să înțeleg niciodată, pentru că toate astea fac ca intervenția să fie extrem de costisitoare, extrem de rău și cu riscuri enorme. Acești pacienți în tentația de a obține o situație, pentru că sunt fetițe, sunt la vârsta adolescenței, ei vor să fie cât se poate de normal, părinții tot la fel, dar l-aș întreba eu pe doctorul respectiv, dar dacă ar avea vârsta de 5 ani, ar avea vârsta de 5 ani și ar avea o scolioză la 80 de grade, ce ar face? Tot așa spune să aștepte toate astea, să aștepte o perioadă până când îi vine menstruația unei fetițe care are vârsta de 5 ani? Câtă inconștiență poate să existe? Nu, n-am putut să-mi dau seama, și măcar dacă ar exista capacitatea ca
să-și recupereze greșelile, să-și recupereze o eroare sau ceva. Nu există așa ceva. Mi se pare că există prea puțin interes pentru perfecționare, pentru... Sunt. Chiar și la confrații dumneavoastră, nu sunt neapărat unii, la pacienți. Sunt unii care pur și simplu în inconștiența pe care o au și dezinteres, poate că, nu știu, zic, nu știu dacă este așa și infatoare, procedează la modul ăsta. Asta este ceva incalificabil, inadmisibil. Practic, vă confruntați dumneavoastră cu niște situații foarte dificile sau exact. Chiar imposibil de rezolvat. Astea sunt cazurile care vin din cauza unor erori de diagnostic sau unor neglijențe. Și cazurile de care spuneați dumneavoastră. Astea te împing să operezi asemenea cazuri în dorința de a ajuta acești copii, unele din aceste cazuri, dar sunt unele neglijate. Neglijate fie din cauza situației precare, materiale, fie din cauza lipsei de educație a copiilor care se opun și părinții vin în ideea lor și din cauza, poate și din cauza părinților. Și astea sunt cauzele pentru care toate aceste premiere pe care le numiți dumneavoastră sau aceste cazuri nu vin dintr-un apetit, ci lumea știe acum da. Că... Practic, din dorința de a ajuta niște situații și de a rezolva niște situații extrem de dificile și sigur că da. Unde pentru... alți medici nu s-au băgat. Sigur că da. Pentru că să știți dumneavoastră că ei știu pacienții de așa ceva și ei sunt și semnează înainte de operație și asumă orice risc, chiar riscul decesului în asemenea cazuri, pentru că într-o asemenea intervenție, sigur că în proporție de 99% toate aceste intervenții au fost rezolvate, dar mai sunt și cazuri în care pur și simplu nu se poate rezolva pentru că sunt în funcție de nivelul dezvoltării sunt anumite chestiuni de ordin farmacodinamic și microscopic pe care nu se cunosc foarte bine și poate să evolueze spre un eșec. Da. Ieșind acum din cadrul specialității dumneavoastră, vorbind la nivelul sistemului sanitar, vedeți că ne confruntăm permanent, e o sursă și de știri și de nemulțumire și... Ce considerați, ce ați face dumneavoastră? Într-adevăr, nu ați intrat, v-ați păstrat în zona profesională, nu ați intrat în zona de administrație, dar dacă ați fi ministrul sănătății sau ați avea capacitatea de a rezolva o problemă care vi se pare extrem de importantă, cu ce ați începe? Care ar fi punctul nevralgic unde trebuie tăiat, operat? În primul rând ar trebui să fie transparență, pe de o parte. În al doilea rând, în afara transparenței, ar trebui să fie o comunicare foarte bună, pentru că aici suntem noi deficitari. Și după aceea o continuitate. Vă referiți la comunicare între medici și mass media, pacient, efectiv, sau comunicare la ce nivel? Dacă ar exista o continuitate în sensul să se ia tot ce a fost bun și să se continue și să se dea la o parte tot ce a fost rău, ar fi fost foarte bine. Însă toate acestea au pornit de la ministere. Ministerul Sănătății a avut aproape în fiecare an câte un ministru și când a venit a zis eu fac, ce a fost prost, da? A existat o discontinuitate totală și toți au făcut la rândul lor așa. Reforma începe cu mine. Reforma începe bun, dar însă nu a fost continuitate. Iar comunicarea nu. Comunicarea cu presa, din punctul meu de vedere, a fost foarte bună. O comunicare în care presa uneori a fost critică pe drept, pentru că și uneori poate că a exagerat, dar toate au dus la un moment dat la postarea tuturor celor din medicină, cadre organizatorice, medici, asistente medicale, în poziția și în responsabilitate, pe poziția responsabilității. Adică ei i-au făcut responsabili de anumite acte medicale și în ce măsură este această contribuție în eșec a avut-o
fiecare dintre noi. Dar nu asta este problema esențială. Problema esențială este că fiecare trebuie să aibă responsabilitatea lui în actul medical, fie că este organizatorică, fie că este activă, și trebuie ca fiecare medic să se implice în măsura în care există și un sistem organizatoric care să-i asigure o anumită protecție. Pentru că medicul trebuie să vină la spital într-o stare confortabilă, într-o stare de bine, ca să facă față unor soluții așa de dificile și de complicate. Atunci, într-un asemenea context, ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră, transparența, continuitatea și comunicarea, care trebuie să fie o comunicare între medici și între organele de conducere. Aici noi am fost deficitari ca să se poată lua decizie și coordonarea. Cei 3C au lipsit aproape cu desăvârșire. Și în acest context, acum, domnul ministru Bănicioiu și-a adus o anumită contribuție, a înțeles, fiindcă e medic, fiindcă a ascultat alți medici, fiindcă are consilieri buni, nu știu, dar am sesizat această chestiune și asta este un lucru foarte bun, pentru că eu am simțit, din punctul meu de vedere și din punct de vedere al activității chirurgicale, am vorbit și cu alți colegi, că s-a revigorat acest sistem, pentru că în aceste condiții, timp de 25-26 de ani, nu a existat o uniformizare. Nu. Au fost centre care au decăzut total și s-au păstrat câteva centre, câteva oaze de activitate și de lumină, să spunem așa, care au furnizat, au asigurat asistență medicală și au asigurat un anumit nivel al activității medicale. Medicale, da. Dacă ar fi să ne uităm puțin în urmă, există anumite puncte de inflexiune ale destinului în momentul când soarta ni se schimbă. Care ar fi primul? Care, și momente care contribuie la a deveni cine suntem, ceea ce suntem astăzi și cine suntem astăzi. Care ar fi primul sau principalele care le-ați identifica în cariera dumneavoastră care v-au adus și v-au făcut să deveniți profesionistul care sunteți astăzi? Eu am avut ideea și intenția, de când eram elev de școală generală, să devin medic chirurg. Sigur, nu credeam că o să reușesc să fac ceea ce am făcut, dar aceste idei m-au dus pe mine pe un drum sinuos, așa cum ziceți dumneavoastră, puncte de cotitură pe care le-am avut în viață. Păi primul a fost atunci când am terminat școala generală, adică cele 8 clase. Vă întreb pentru că poate să fie un moment inspirator și pentru cei care ne urmăresc și pentru tinerii de astăzi. Din experiența dumneavoastră pot să învețe, să facă anumite alegeri, să ia anumite decizii. Da, din acest punct de vedere trebuie insistat și pentru a-ți atinge visul sau țelul, trebuie insistat, pentru că atunci când ai sentimentul că ai fost învins, trebuie să te ridici și să continui. Dacă ai acest concept, da, ridică-te și continuă, cu siguranță va reuși. Sigur că trebuie să continui parcurgând și îndeplinind criteriile necesare pentru a ajunge acolo unde vrei să ajungi. La mine, când am terminat școala generală, părinții mei, având o situație modestă, vroiau ca să fac o școală de meserii sau să fac un liceu cu specialitate în care să desfășor activitatea. Deci cu siguranță era să deveniți ce? Păi puteam să devin, și n-am devenit pentru că am și terminat liceu economic, un economist cu studii medii. Puteam să devin, erau licee economice, licee tehnice, puteam să devin un tehnician în, eu știu, în domeniul mașinilor, uneltelor, sculelor sau și? Eu știu altceva. Și atunci eu, pentru a îmbina și una și alta, sigur, m-am supus unor eforturi extrem de mari, am urmat liceu economic, pentru că de acolo știam că am posibilitatea să urmez
și facultatea de medicină și eventual dacă aș fi avut un eșec, un an sau doi sau poate că total, să pot să am o meserie și să nu supun familia unor cheltuieli exorbitante. Am urmat liceu economic. La liceu economic am avut ocazia ca un coleg de-al dumneavoastră pe cea vreme să întrebe care sunt cei mai buni elevi de la liceu economic. M-au selectat și pe mine acolo și au rămas uluiți când au aflat că eu vreau să urmez facultatea de medicină. A apărut un articol în ziarul local din Târgoviște în care eu nu știam, după ce l-am citit, dacă sunt criticat sau dacă e ceva care nu convine situației mele, însă eu mi-am continuat activitatea și profesorii m-au întrebat că de ce n-am spus că eu vreau să urmez acest facultate de medicină. Însă eu sincer nu prea îndrăzneam să spun, având în vedere dificultățile pe care știam că ar trebui să le întâmpin, pentru că la liceu economic nu se făceau materiile de studiu pentru admiterea la medicină. Și atunci trebuia să le învăț eu de unul singur. Și în acest context toți mi-au venit în ajutor atunci când dădeau lucrări. Pe mine mă puneau separat și... Erați o altă categorie. Eram o altă categorie. Făceam parte dintr-o... Deși eram singurul, făceam dintr-o altă parte, dintr-o altă categorie și eram într-un fel privilegiat și treceau profesorii și îmi spuneau: poți să înveți la materia care te interesează pe tine. Și eu aveam materie de studiu care se făceau la alte licee, dar m-am dus la acest liceu ca să pot să am siguranța la sfârșitul... Deci aici a fost un punct de asta, un punct de cotitură, sigur că da. Care ar fi următorul? A terminat medicina? Păi când am terminat medicina, cu siguranță că a fost un alt punct de cotitură. Profesorul Pesa Mosca, maestrul meu, ar fi vrut să rămân atunci. Mi-a spus: pe tine te vreau să... vreau să rămâi aici. Și au mai rugat alții colegi care erau atunci cu mine și pe care ne-a luat împreună de la Spitalul Grigore Alexandrescu. Era vorba despre doctorul Iliaș, care din păcate am auzit că a murit acum recent, și doctorul Prună, care lucrează la Constanța. Însă niciunul în acea vreme nu a reușit această chestiune, nici eu, pentru că trebuia să ajungi la cabinetul numărul 2, înțelesesem eu, ca să dea o aprobare. Și eu nu aveam cum să ajung sub nicio formă la cabinetul numărul 2 și atunci am plecat la Mangalia. La Mangalia a fost un spital unde am avut o activitate la care am lucrat foarte mult. Am avut puține probleme așa legate de faptul că cei de acolo erau medici ortopezi de adulți și medici ortopezi de adulți nu aveau conceptul de ortopedie pediatrică și făceau tot felul de intervenții operatorii care nu erau indicate pentru copii, dar așa a fost situația. Atunci, sigur că am avut și neplăceri, pentru că eu spuneam ce trebuia să spun, ei nu erau de acord, și dar l-am înfruntat, așa a fost situația și a trebuit la un moment dat să desfășoare activitatea așa acolo cum am putut, în ciuda tuturor acestor adversități pe care le-am întâmpinat. Eram printre primii, au mai venit și alții, toți au plecat din specialitatea de chirurgie și ortopedie pediatrică. Eu a trebuit să rămân acolo. Și cum a fost cu acel contract cu profesorul Pesa Mosca? Da, văd că știți ceva. Care... Da, a fost în felul următor. Neobișnuit. Da, un lucru neobișnuit. Profesorul n-a uitat intenția mea de a rămâne acolo și invitația lui de a rămâne, dar a trebuit să plec pentru că așa era situația. Și când am ajuns la Mangalia, în fiecare vară când venea la Olimp, acolo, într-o vie să se odihnească, pentru că depunea eforturi foarte mari, mă invita și pe mine și stăteam de vorbă, îmi povestea, și după Revoluție mi-a dat un telefon să știi că se pot scoate posturile la concurs și să vii să dai concurs.
Sigur, asta a fost un alt punct de cotitură, care, adevărat, perioada de ocolire a fost mult mai lungă, cam de aproximativ vreo 10 ani, o perioadă în care eu nu m-am dezamăgit și am zis că oriunde oi fi, am să-mi fac datoria și îmi făceam cu aceeași seriozitate și cu aceeași pledorie pentru specialitatea mea, ca știință, artă și predicție, astfel încât de câte ori venea acolo și acolo am descoperit un procedeu de tratament al infecțiilor osoase pe care profesorul l-a verificat și cu seriozitatea caracteristică mi-a zis să știi că mă supăr foarte tare dacă am să constat că tot ce ai spus și ai mi-ai afirmat, că nu afirmasem decât lui, este neadevărat. După ce după ce a venit acolo și a văzut aceste procedee, mi-a dat un telefon și mi-a spus că metoda asta să o expun la un congres în București care a avut loc la Spitalul Marie Skłodowska Curie. M-am dus, l-am expus, acum a fost preluat, efectul acestui procedeu s-a simțit, sigur și alte efecte, și această boală a cam dispărut din panoplia și din incidența infecțiilor deci, osoase. Iată încă o problemă rezolvată, practic, în decursul carierei dumneavoastră. Da, a fost și asta. Și apropo de întrebarea dumneavoastră, mi-am amintit acum că un alt procedeu pe care i-am spus că avem rezultate foarte bune și pe care nu-l găsisem consemnat în literatură ca indicație operatorie, era un procedeu pe care eu l-am descris și l-am comunicat cu vreo două, trei luni înainte de Revoluție la Iași, și atunci am primit premiul Academiei Poloneze. De ce nu la Academiei Române? De ce trebuie ca primul premiu din cariera dumneavoastră important să fie al Academiei Poloneze? Considerați că și aici tot o cotitură a fost? Deosebit? Da, pentru mine, al treilea eveniment deosebit, acesta a fost. Deci primul, al doilea cu venirea la București și al treilea, acest eveniment, pentru că nu știu să spun de ce. Practic v-a adus în prim planul vieții științifice europene, pentru că vorbim de o altă țară. Exact. Și toate astea m-a făcut pe mine să consider că nu știu dacă la întrebarea dumneavoastră pot să spun că pe mine eu sunt urmărit și așa mi-a fost mie dat să fie ca să fac aceste intervenții operatorii. Însă nu știu. Eu sper ca și Academia Română să ia în considerație toate aceste eu știu, episoade din viața mea, episoade profesionale legate de numărul de procedee originale, numărul de intervenții, publicațiile care au fost recent acceptate și în acest moment în marile reviste ale lumii. Care a fost cel Aș vrea să fac o remarcă, să nu fiu nedrept. Eu, în urmă cu aproximativ un an, am primit un premiu al Academiei Române, un premiu, a fost cel mai mare premiu pe care l-am primit eu în viața mea. Toate premiile pe care le primeam era o hârtie care scria premiu de excelență, premiu VIP sau ceva. Eu știu ceva asemănător, cred că sunt vreo 50, am expus și eu pe perete că le-ați văzut când ați venit la mine, în număr de 10-15, ce mi s-a părut mie că sunt mai importante, pe cele din străinătate și câteva din țară, dar pentru mine a fost cel mai important pentru că a fost însoțit și de o sumă mare de bani, de 10.000 de euro. Iată că performanța până la urmă inspiră și la acest nivel. Deci se poate. Care a fost cel mai dificil moment? Spuneați că de aceste amânări probabil că au fost însoțite de anumite dezamăgiri, pentru că la efortul pe care îl depuneați, normal ne așteptăm ca aceste eforturi să ducă undeva, trece timpul, sau poate a fost un moment extrem de în care ați fost extrem de jos. Cum ați găsit energia de a ieși din acel moment tot așa, pentru ca să putem inspira
putem inspira pe alții să găsească și ei asemenea soluții. Întotdeauna am fost călăuzit de dorința de a continua și de a face ceea ce trebuie făcut. Știam și așa aveam încredere, așa aveam eu conceptul că cineva acolo sus le vede pe toate și că trebuie să le fac. Știam că sunt lucruri care deranjează pe foarte mulți. Probabil că eu știu, am luat premiul Academiei Poloneze la vârsta de, cred că aveam în jur de 30 de ani atunci, eram foarte tânăr și probabil că deranjat, pentru că eu, într-o perioadă de timp cât eram aici în București, având copiii mai mici la Mangalia, m-am retras acolo. Între timp ajunseseră cei, unul dintre medicii care lucra acolo, șef la partid și directorul Direcției Sanitare de la Constanța, și ca să vedeți dumneavoastră, primul lucru care l-a făcut, eu plecasem de la București să lucrez detașat o perioadă de acolo ca să pot să-mi ajut copiii și situația din familie, pentru că nu era rost deloc, deși era medic de 10 ani, și primul lucru care l-a făcut a fost să dea o decizie, sau nu știu exact cum se numește, în care cei care sunt detașați din București spre Mangalia să zi se întrerupă, să se întrerupă. Singurul care era încadrat, eu eram. Să se întrerupă detașarea. Detașarea. Adică eu nu mai puteam să lucrez acolo. Eram bun pentru București, dar nu eram bun pentru Practic vreau să pentru Mangalia. De pe... Da, vreau să mă scoate de pe poziția în care mă dusesem și eu să-mi ajut copiii și că, sigur, pe dorința care mea era... și prin muncă în atâta, sigur că da. În atâta timp. Lansese ideea că trebuie să dau examen. Adică dacă te duci la București, ați la fost dezamăgit. Aici, a fost... Aici am fost dezamăgit, dar răutatea oamenilor este și de multe ori se răsfrânge asupra lor, mai devreme sau mai târziu, pentru că așa sunt oamenii. Oamenii sunt răi, invidioși, și numai cei care au foarte multă educație comportamentală, care este altceva decât volum de cunoștințe, și cei care cred și au citit Biblia de mai multe ori, înțeleg, devin înțelepți și iau altă atitudine decât aceea de care v-am povestit eu. Care considerați că e cea mai bună, frumoasă calitate a unui om? Să zicem bunătatea? Poate că, nu știu, întreb pentru că vine în consecința cele ce ați spus. După opinia mea, sigur că ca să capeți bunătate, trebuie în primul rând să fii cât mai bine pregătit, să ai o cultură bună, bine pregătit profesional și să fii înțelept. Oamenii care au aceste două calități devin, cum spuneți dumneavoastră, buni și chiar foarte buni. Un om care știe să-ți furnizeze și să-ți dea sfaturi, un om care, chiar dacă la locul lui de muncă este într-o poziție de conducere și de coordonare, înțelege anumite deviații și nu ia măsuri pe care ar fi trebuit să le ia, înțelegând pe cel de vis-a-vis ca o rătăcire, și reușește, prin educația pe care o are, să-l aducă pe calea cea bună. Dacă ar fi să vă gândiți la dumneavoastră și la acest parcurs deosebit profesional, care sunt cele trei calități sau poate defecte care v-au ajutat și v-au adus să realizați o asemenea carieră? Poate încăpățânarea, poate dorința de a schimba lucrurile, pentru că înțeleg că ați întâmpinat destule adversități în cariera dumneavoastră? Întreb. Da. Calitățile, eu știu, sau pe care... defectele. Și încăpățânarea poate o deveni o calitate, e adevărat. Da, eu întotdeauna am fost derz, sau dacă vreți să spuneți, un încăpățânat înțelept și rezervat. Adică un om care am încercat să ajut pe cei din jurul meu și în special pe cei bolnavi care mi s-au adresat,
Și în al doilea rând, așa cum am mai spus, am căzut și m-am ridicat. Și am mers mai departe, am continuat ce a fost și am considerat eu că a avut alții buni, am învățat și de la alții și am continuat ce am considerat că am făcut eu bun și m-am lepădat de toate defectele mele. Am încercat să mă lepăd. Poate că am reușit. Avem și câteva fotografii, ne-ați adus și câteva fotografii care ilustrează, care sunt importante pentru dumneavoastră și ilustrează momente semnificative din viața dumneavoastră profesională și poate și personală. Aici? Da, aici eram la o discuție cu un coleg de la Constanța, profesorul Bordeanu, în care încercam să aducem în prim plan o colaborare între chirurgia plastică și chirurgia ortopedică pediatrică pentru a rezolva cazurile de excepție. Cazurile care probabil că m-au urmărit pe mine, probabil că a existat așa un destin în altora să vină cu aceste afecțiuni spre mine, nu știu exact. De ce aveți elefantul pe tricou? A fost un tricou pe care eu l-am luat când am mers la Grigore Antipa împreună cu nepoții și a fost singurul tricou care mi-a plăcut. Dârzenia, răbdarea și rezistența elefantului au fost cele trei calități pe care am încercat și eu să mi le administrez așa cum am putut. Următoarea fotografie. Tot pe mare? Da. Aici sunt cu un coleg, foarte real și drăz, este vorba de doctorul Ahui și eram la Tulcea la o conferință. La acea conferință am mers pe malul mării și el, fiind din zonă, a cunoscut pe cineva care ne-a acceptat să intrăm pe vas și să facem o fotografie împreună. Okay. Și tot de pe vas am avut ocazia spre seară să facem o asemenea fotografie, o imagine care pe mine m-a impresionat. Este o imagine care privesc îndelung și îmi dă impresia că viața are rost. Următoarea fotografie. Aici sunt cu niște colegi la Bruj. Suntem într-o pauză a congresului și întâmplător cineva care era pe stradă a trecut și ne-a făcut o poză. Asta a fost acum 2 ani, un congres important, un congres în care noi am arătat tot ceea ce este mai important în România a fost în ultimii 25 de ani. Cum sunt privite realizările astea în cadrul specialității dumneavoastră din România? Se așteaptă să vină asemenea realizări din România? Da, sunt surprinși? Deja aveți stabilit un nivel și sigur că da. O recunoaștere? Sigur că da. Toți colegii noștri cunosc situația din România și foarte multe lucrări de care le-am spus și pe care alții colegi de specialitate, că la ei mă refer, cred că toate astea sunt pur și simplu aberații sau imaginații sau ceva, pentru că așa sunt ei. Ei văd toate aceste lucruri, adică ei văd că ar putea să facă aceste lucruri scriind numai pe hârtie și spunând, fără să aibă în spate o imagine. Gândește după el. Fiecare, exact, așa este, gândește după el și consemnează prin tot felul de hârtii și tot felul de scrisuri pe care vi le trimit dumneavoastră presei și spun că tot ce asta este o aberație. Păi vreau să spun, apropo de această poză, că mai mult de 70-80% din lucrările din aceste operații despre care am discutat mai înainte au fost publicate sub formă de lucrări și postere la Congresul European. Și deci știu foarte bine activitatea
pe care o desfășurăm noi aici. Din punctul ăsta de vedere, noi credem că suntem la nivelul europei și că nu există operație care să nu poată să fie făcută în România. Și orice operație care, sau altfel spus, orice operație care se face într-un centru similar de pe orice meridian al lumii, că e din Europa sau din America de Nord, o facem și noi la București. Următoarea fotografie. Deci eram la Marsilia, tot așa, pe marginea mării, da, și într-un colț ne-am dat acolo, imaginea este puțin amplificată și am făcut o poză, s-o am ca amintire, de la Marsilia, unde am publicat un poster legat de istoria pe scurt a ortopediei pediatrice în România. Istorie la care încă scrieți. Da. Următoarea fotografie. Aici este fetița mea, Anca, care este medic ginecolog și care lucrează sub îndrumarea doctorului Rotaru la Spitalul Elias, împreună cu fiica ei, da, care are vârsta, aici avea vârsta de un an, acum are vârsta de un an și jumătate, și un nepot al meu, nepotul cel mai mare, Radu, de la băiat, și suntem pe malul Mării Negre. Sunt aici bateriile care vă încarcă dumneavoastră, da. Vă refac energia în fiecare zi. Da, așa este. Pe ei, fiindcă au ajuns ceva mai mare, am doi nepoți, Radu și celălalt mai mic, Dragoș, care îi văd mai rar pentru că ei se duc la grădiniță, celălalt e la școală, însă pe cea mică, de un an și jumătate, o văd în fiecare zi, pentru că aproximativ o oră, între 7 și 8, în plimbările pe care le fac înainte de a dormi, trec pe la noi și stăm de vorbă, ne jucăm. Este, dacă vreți, o jucărie pentru mine și eu pentru ea, probabil așa mă vede, tot un fel de jucărie. Da. Următoarea fotografie. Aici eram da, aici eram la intrare într-un restaurant unde trebuia să serbăm ziua ei și am ținut neapărat să facem o fotografie, o fotografie care eu țin foarte mult, o fotografie în care ea era mirată pentru că aparatul de fotografiat făcea un flash. A fost probabil modalitatea prin care i-a atras atenția și a stat într-o poziție, pentru că nu este așa de viaie și continuu se mișcă, încât e greu să o surprinzi într-o poziție de asta, uitându-se la un aparat de fotografiat. Să nu iasă poza mișcată. Da. Cam asta, și avem o rubrică care se cheamă Întrebarea ta. Dumneavoastră de obicei tot primiți întrebări. Dacă dumneavoastră vreți să adresați dumneavoastră interlocutorului o întrebare... Nu sunt pregătit să adresez așa să vă adresez dumneavoastră o întrebare. Eu vreau să fac o remarcă potrivit căruia dumneavoastră la un interviu solicitați, asta am simțit eu al doilea interviu, foarte mult interlocutorul, și dacă durează mai mult chiar îl puneți pe gânduri. Vă mulțumesc, domnul profesor. Dacă ar fi să dați o definiție succesului sau fericirii, alegeți dumneavoastră, care ar fi aceea? Succesului, pentru că fericirea este așa, o stare pe care fiecare o simte în funcție de dorințele pe care le așteaptă. Iar succesul înseamnă vocație pe care se grefează muncă și efort. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, ați ascultat emisiunea Portret, a fost alături de noi domnul profesor Burnei.
Vă mulțumim pentru lecțiile de viață împărtășite. Mulțumim, la revedere! Și eu vă mulțumesc!